Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, începând din această seară și până sâmbătă la ora 10, meteorologii au anunțat frig, mai ales în vestul, centrul și nordul țării. Aria ploilor se va deplasa către estul și sud-estul teritoriului. Afectată este și Dobrogea. În unele zone vom avea parte de instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse ce vor avea caracter torențial și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 până la 40 de litri pe metru pătrat. În weekend vremea se va ameliora, dar va deveni rece pentru această perioadă. La Constanța maximele vor fi cuprinse între 16 și 18 grade, iar minimele între 8 și 10 grade Celsius.